Giurgiu și Ilfo vor avea aer condiționat și scaune de inox. Nu, nu vorbesc aici de județele din minunata și uimitoarea noastră țărișoară, ci despre noile garnituri de metrou care vor lega drumul taberei de centrul Bucureștiului. Deocamdată, ele sunt în teste, dar vor beneficia de aer condiționat ca să nu mai strige călătorii unii la alții, să se închidă geamurile că îi trage curentul la 40 de grade și să nu mai transpire oamenii muncii la subraț la 8 dimineața. De asemenea, vor avea scaune de inox care nu neapărat nu se vor murdări mai repede, dar arată mai rezistente la jec, folii antigrafiti și ecrane de informare a cetățeanului. În plus, în vagoane vor fi locuri special amenajate pentru biciclete și persoane cu dizabilități. Fiecare tren are 6 vagoane și o capacitate de 1200 de pasageri. Înainte de a primi pasagerii la bord, noile garnituri de metrou vor trebui să-și facă un rodaj de 10.000 de kilometri ca să se obișnuiască pe șine și cu curentul electric românesc. Noi, dacă ne gândim că magistrala 5 are 7 km de la râul Doamnei la Eroilor, vă imaginați și voi cam cât ar dura până se facă ea 10.000 de kilometri. Alte 8 trenuri ar trebui să ajungă în țară până la finalul anului, iar alte 3 anul viitor. Măi, noi le așteptăm cu mare interes pe toate, dar măcar astea două să intre în funcțiune până la sfârșitul verii, să ne bucurăm și noi de aerul acondiționat.